Ecaterina Butnaru are 77 de ani și trăiește singură într-o căsuță din Humulești, județul Neamț. A chemat coșarul să-i curețe instalația de evacuare pentru că nu are pe nimeni în jur care să o ajute. Din pensie ei a plătit coșarul și acum va petrece iarna liniștită. Dar înainte făceați mai des curățarea hornului? Da. Acum dacă n-am putut, domnul... Eu sunt pereată de aici, am băgat tijă și ruburile pe atâna. Dar ce pericole ar putea fi dacă nu curățați hornul, știți? La ce pericole vă expuneți? Da, bineînțeles. Ce ar putea fi? Ce s-ar putea întâmpla? Să-i foc! Da. Ați auzit cazuri, au fost pe aici, prin zonă. Vai, ferească, bună, câte minuni. Stai să și de la televizor, câte, ferească Dumnezeu. Eu am casa cu draniță, lucrări și ferească Dumnezeu, o să-i foc. Da. Așa în vârstă și nu mai pot. Coșarul este un colonel în rezervă care a activat la detașamentul din Piatra Neamț. În cariera sa a văzut nenumărate incendii cauzate de cele mai multe ori de coșurile de fum necurățate. Aceste coșuri în partea ascunsă, deci pot să fie tencuite și văruite în așa fel încât dacă apare o fisură în coș, ea se înnegrește și te alarmează că trebuie să... Așa. Și de asemenea, la trecerea prin asterială de lemn, el trebuie să fie izolat o porțiune de 10-15 cm să nu vină în contact cu lemn. În casa Ecaterinei Butnaru a găsit coșurile înfundate, pentru că femeia nu a putut să facă această operațiune de câțiva ani. După ce a curățat hornul cu o perie de sus în jos, a scos funingenea din sistemul de evacuare și a curățat și soba. O intervenție destul de grea, dar trebuie să ne adaptăm, pentru că normal coșurile ar trebui să aibă în partea de jos o ușiță de vizitare. Unde ar trebui să o aibă asta? Cam la... el ar trebui să aibă cam la 40-50 de centimetri deasupra nivelului, de la nivelul solului, pentru a putea scoate, în primul rând, de a scoate mizeria și noi acum cu sculele pe care le avem, putem curăța de jos în sus. De-al minteri și recomandat, pentru că se înlătură un eventual risc a căderii noastre de la înălțime. Costul unei astfel de operații ajunge la aproximativ 150 de lei, dar variază dacă există mai multe hornuri sau când procesul este mai complicat. Însă cu această sumă, oamenii își asigură confortul peste an și stau liniștiți, fără teama unui incendiu pornit de la coșul de fum. La țară, curățarea coșurilor se face o dată pe an și de cele mai multe ori prin forțele proprii. Primăvara îl curățăm. Toamna, curățăm și toamna, că când facem foc toată iarna, trebuie să-l curățăm. Ce pericole sunt? Dacă nu-l curățați, ce se poate întâmpla? Se poate întâmpla multe. Ia foc, nu știu. Ați auzit de astfel, de nenorociri prin sat? Am auzit și știu de la părinții mei că trebuie curățat. Da, ca nici nu mai țin minte. Acum trebuie să-i zbui la soțul meu, nu știu, l-o curățat, trebuie să-i zic. Trebuie să-l curățăm chiar. Dar e scump de curățat, e scump da, să... Da, îl curăță el. A, îl curăță el. Are o șupcă de asta, și-a pus o haină la capăt și s-o iei pe casă și-l curăță el. Nu mai plătesc și asta acum, că trebuie să umblă după oameni? Nu. Îl curăță el. În fiecare an se curăță? Da, pentru că se depune strigii de la lemn, de la rumeguș, de la tot ce folosim noi iarna pentru a încălzi soba. Sunt periculoase coșurile pentru... Dacă nu le curăți, periculoase. Trebuie să fim conștienți că e un pericol dacă nu-l curăți. Numai că la noi care avem casele astea cu etaj, e mai cu problemă să sui soțul acolo sus. Îl curăță, pentru că nu-ți permiți să aduci firmele astea de curățat. La noi, la țară, nu prea se folosește. E scump? N-am luat și n-am folosit niciodată și nu pot să-mi dau seama cât costă. Nici nu m-am interesat, pentru că facem noi. În această perioadă, pompierii fac verificări și, de asemenea, campanii de informare pentru ca oamenii să curețe coșurile de fum din gospodării în scopul evitării incendiilor.